bună dreptate supra-numele de doctor știe tot. De aceea, mândru poate deși de renumele pe care și-l câștigați, se strădea să ajute pe toți, de ce nici unul ne-a mulțumit. Asta până într-o zi când unul s-a atelierit, se opri o fetiță. Și păpuși? Aici nu-i spital, e atelier, ba chiar laborator de reparat jucării. Dar eu am o păpușă care credeam că este o jucărie. Nu, fetito, jucăriile sunt cu roți, cu șuruburi, cu acuri, iar păpușile sunt păpuși și te rog, lasă-mă în pace. Uite, vezi, din cauza ta m-am înțepat cu șurubelnița și îmi curge sânge. Dar fele acus și păpușii mele săracu. Ce-i acus? Sânge mult, nu aveți un bandaj. Cum? Adică vrei să zici să mă bandajez eu pentru atâta lucru? Dar eu v-am ceva de un bandaj pentru păpușa mea. Ți-am mai spus, dăra mea, că aici sunt un atelier. Un atelier serios de reparat jucării. Mecanice, electrice și chiar electronice. Aici nu este infirmerie pentru păpușul zgâte care... Păpușa mea nu este răzgheată! Bine, bine, nu e răzgheată, dar s-a rănit! Vezi, am dat în mintea copiilor și m-am luat după tine. Ha, auzi, să se rănească o păpușă! Și acum și sânge, să știi! Nu mai vreau să știu nimic și acum o să mă împaci. Nu ne-ți poți închipui că o să mă apuc eu de bani păpuși. Dar eu nu pot să o reparați, ci să o vindecați. Ia ascultă, fetițo, să nu mă înveți tu pe mine meserie. Și păpușile pot fi reparate.